Pe măsură ce înaintăm prin Evanghelia lui Marcu, ne convingem că Isus este de ajuns. Întrebărilor de genul "Este Domnul Isus în stare să ne mântuiască total și pe vecie?" sau "Poate face El această lucrare?" Evanghelia lui Marcu le răspunde afirmativ. Îl vedem pe Isus aici în calitate de robul Domnului. Suntem în capitolul 8, cu vreo 6 luni înainte ca Isus Hristos să fie răstignit pe cruce pentru noi. Mântuitorul încă atrăgea mii de oameni. Unii deveneau ucenicii lui, dar erau și destui critici care așteptau să-l prindă cu ceva. Majoritatea însă nădăjduiau să beneficieze de minunile pe care le făcea. În Decapole, peste 4.000 de inși au ascultat învățăturile vreme de 3 zile, după care Isus le-a hrănit și trupurile, folosindu-se doar de 7 pâinișoare și câțiva peștișori, și stârnindu-i mire inclusiv printre ucenicii săi. Dar oare să nu-și fi mai amintit ei că Mântuitorul mai făcuse așa ceva cu nu mult timp în urmă, drept în altă zonă? Dar oare noi nu facem adesea la fel? Dumnezeu face sau ne dă ceva extrem de greu, de important, de plin de har, iar noi uităm repede, poate nici nu mulțumim. Iar când apare următoarea urgență, ne frământăm iar, căutând disperat soluții. Acum, de vreme ce ucenicii erau implicați în lucrare alături de învățătorul, Isus căuta să aibă momente în care să le dezvăluie planurile cu privire la viitor și să-i ajute să înțeleagă și să accepte identitatea și scopul Mântuitorului, dar și să le atragă atenția asupra înșelătorilor. Odată i-a luat cu el la o parte, depărtându-se de mulțime, doar ca să-i întrebe pe ucenici: "Cine zic oamenii că sunt eu?" Unii zic că ești Botezătorul, alții Ilie. Iar Domnul a insistat: "Dar voi, cine ziceți că sunt?" Petru a fost cel care a răspuns în numele tuturor: "Tu ești Hristosul, Mesia." Cea mai măreață afirmație care a ieșit vreodată de pe buzele lui. Isus i-a lăudat pe Petru și pe ucenici pentru că au ajuns să creadă acest mare adevăr despre el și le-a spus să aibă răbdare ca Evanghelia să-și scrie toată istoria înainte ca ei să o proclame. "Se apropie clipele pătimirii mele, după care va trebui să mor, dar după 3 zile voi învia", le spune el. Era pentru prima dată când ucenicii auzeau despre cruce și se dovedesc nepregătiți pentru asemenea vești. Din nou Petru ia cuvântul, neinspirat de asta dată, și spune: "Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple asta, Doamne!" Astea fiind cele mai groaznice cuvinte pe care le-a spus Petru vreodată. Doar că Isus știa de unde veneau aceste vorbe, de la vrășmașul sufletelor noastre. Pentru că întotdeauna acesta respinge valoarea morții lui Isus. De aceea, în mustrarea sa, Domnul îi se adresează de fapt celui rău, căruia îi poruncește: "Înapoi a mea, înlături, Satan!" După care le spune că un ucenic autentic se leapădă de sine și acrucea zilnic și îl urmează pe Isus. Și nu face asta ca să fie mântuit, ci pentru că a fost mântuit. Data viitoare vom fi cu Isus la înălțime, în amintirea zilelor de odinioară și în așteptarea celor ce vor veni.